Știți cine? Ei doi mari bandiți, prin Viol. Și acel demnodar care era acolo a spus, știți ce a spus acela? A spus, toate statele sunt create prin Viol. Auzi tu? Și că toate sunt prin Viol. Cum dracu vrei? Italia nu s-a unit, s-a unit cu zonele lui, Franța, Germania, toate prin voința poporului, nu prin Viol. Nu prin forță. Să da, da. Apoi, dacă mi-ați dat cuvântul la un bătrân, apoi și vreți voi spun eu așa, putând? Bun, hai, sară așa. Da, dar un stat care nu ți aparține poate fi modificat, pentru că statul depinde de esența lui, de componența lui, de consistența lui, nu de altcineva. Dar vezi că asta nu le convine altora, trebuie să fie un stat artificial, slab, fragil, ca prin asta să poată face fel de fel de mașinațiuni și de afaceri cum s-au făcut astea despre care au vorbit colegii. Și cu aeroportul și cu băncile, adică un fel de curte fără o gradă, fără nimic, să îmbli tot. Iată aici este problema. Și noi ne-am adunat azi nu să judicăm sau să condamnăm cineva la modul ăsta, dar să luminăm mințele. Noi toți care sunt mai luminați, nu degeaba spune la Jurnal TV, mai multă lumină, mai multă lumină, mai multă lumină, asta este. Și ca să închei, vă spun două bancuri. Primul banc este, adică un calambur. Zice, iubește pe frate, pe dușmanul tău, așa cum te iubești pe tine, sau iartă-l, sau nu știu ce. La noi se întâmplă urât că cei care ne-au belit și ne-au putare, noi ne ducem la ei și ne lăgim și ne lucrăm și ne servim. Dacă asta. Și eu am zis așa, da, preceptul bun, trebuie să fii om și iertător. Dar de la cuvântul creștin a fi creștin, numai cade o litere și devii cretin. Dacă asta e trist. Da, mă înțuneți cu tine, eu mai am multe bancuri. O să mai vin în timpul și o să mi le spun unul. Auzi, mă trage cineva de coadă. Eu zic așa. Rapanul rusesc s-a așezat prea gros peste noi. Trebuie să-l spălăm și cât mai repede. Dar ai noștri nu prea să grăbesc ca stele. De ce? Eu voi spune de ce. Pentru că stelnic o să ajunge la rapanul nostru național. Și după asta o să trebuiască să spălăm și rapanul național. Dar asta e mai complicat. Și atunci lăsăm două rapanuri. Și atunci vine și mai cald. Iarna nu trebuie așa mult foc și acasă. În sfârșit mai este un banc, dar vă las pe-al dat.